chiar dacă nu este din Dâmbovița și îl leagă de meleagurile acestea decât contractul încheiat cu clubul târgoviștean, Mugur Porumbacu, fost șef la CS Otopeni, a preluat echipa de fotbal cu gândul de a face performanță, însă nu s-a oprit doar la atât. Pe lângă rezultatele bune, a reușit să consolideze relații solide cu jucătorii, astfel că sărbătorile de iarnă vor fi marcate cum se cuvine de sportivii clubului Chindia Târgoviște. O să încerc să port o discuție cu acționarii și cu consiliul director și îmi doresc ca undeva în apropierea Crăciunului să fac rost de fonduri și de sponsorizări. Vreau să adun toți copiii clubului Chindia Târgoviște, să facem un braț, așa e frumos și așa făceam pe unde am fost, fie că am fost la Rocar, fie că am fost la Otopeni, fie că am fost la alte echipe. Eu tot timpul de sărbători adunam toți copiii, le făceam pungi, cadouri. Și acest lucru vreau să fac și de data asta. Între proiectele trasate pentru anul viitor se numără și un teren sintetic pentru băieții lui Silviu Dumitrescu. Dacă mai reușesc și să facem și acel teren sintetic în spate, cum mi s-a promis de către acționariat, că imediat cum o să ne permită vremea în primăvară să facem terenul 2 din spate, care acum e adus în Cehal, deci este deplorabil. Dacă reușim să facem și cele două terenuri sintetice, acel teren mare de 100 de metri plus cel mic, așa vă dați seama că atunci totul e pe făgaș bun. Coroborat și cu rezultatele jucătorilor și cu poziția din clasament, eu zic că lucrurile sunt pe un făgaș bun. În plus, sărbătorile de anul le-ar mai putea aduce și niște recompense financiare pentru evoluția mulțumitoare din acest sezon competițional. Dacă mai trebuie un pic din datoriile alea, poate le mai dăm și o primă. Nu, ei sunt niște jucători profesioniști, sunt niște jucători inteligenți, deci vă spun inteligenți, și știu ce au de făcut. Ei tot ce am avut față de ei datorii și astea, noi ne-am ținut de cuvânt, n-am avut datorii, am plătit la zi tot ce am avut și am înțeles lucrul ăsta și de asta eu le-i felicit și acționarii, că o fi vreo primă de sărbători și alea, Dumnezeu știe, vedem ce... Dumnezeu cu mine. Eu sunt bucuros că am primit și acceptul Consiliului Director în care o să mă sprijine, v-am spus, pentru acea acțiune care o să facem copiii de anul nou. Și sunt bucuros că și-mi doresc să fiu bucuros să terminăm pe primul loc. Pentru că aici o să fie rodul muncii lor, a jucătorilor, a antrenorilor.